domnul președinte Dragoș Pavel și-a menținut în continuare oferta de a face un teren de tenis la Suceava. Doar că pentru a construi terenul de tenis este nevoie de un nou amplasament. Cel vechi, pentru care s-au eliberat toate autorizațiile și avizele, inclusiv de la mediu, a fost contestat de o mână de ecologiști care au ajuns până la Simona Halep pentru a proteja o mică livadă de meri. Acum, primăria poartă discuții cu direcțiunea Colegiului Național Petru Rareș pentru ca terenul de tenis să fie construit acolo. Este clar că locația de la Colegiul Național de Tehnică Alimentară nu mai este valabilă. Ca atare am avut o discuție principială și sunt mergi astăzi specialiști din primărie la fața locului să facem la Colegiul Național Petru Rareș acest teren. În măsura în care vom găsi o posibilitate de identificare la fața locului, să nu deranjeze funcționarea școlii, doamna director Dungeanu, cu care am vorbit, era încântată, în principiu este de acord, urmează să stabilim exact amplasamentul acestei locații și vreau să-i mulțumesc domnului Pavel pentru că dovedește că este un om serios. Am înțeles problema de acolo, asta este situația și ca atare încercăm să facem un teren de tenis la Colegiul Național Petru Rareș cu finanțare gratuită din partea firmei de demand.